Dar Iordache s-a calificat eroic în finala de la Brno la Jocurile Olimpice de la Tokyo după ce a suferit o accidentare dureroasă. La scurt timp însă, gimnasta a avut dureri grave la picior, așa că a fost transportată la spital pentru investigații. Anunțul a fost făcut de CS Dinamo, care a precizat că gimnasta are o entorsă metatarsiană și se va reface până pe 3 august ca să participe la finala de la Brno. Cu dureri la picior, cu lacrimi în ochi, dar cu o inimă cât toată România, Larisa Iordache a reușit să-și asigure un loc în finala olimpică de la Brno. Larisa va concura pentru medalii peste 8 zile, pe 3 august, iar timpul îi este aliat în lupta teribilă pe care o duce cu durerea. La controlul medical ulterior, RMN s-a descoperit că are o entorsă metatarsiană. Va avea 3 zile de pauză forțată, după care va începe pregătirea pentru final. De acasă, îi transmitem și noi toată energia pozitivă de care are atât de mare nevoie, a anunțat CS Dinamo. Ea a avut o problemă la gleznă, la care a fost operată de mai multe ori. Am fost speriată deoarece nu am avut o pregătire exact așa cum mi-am dorit pentru Jocurile Olimpice, dar mă bucur că am putut să rămân tare psihic și să fiu aici. Cred că este ceva normal pentru mine să concurez cu dureri. Am intrat cu dureri de gleznă. În finală, sper din suflet să mă regăsesc, vreau să fiu puternică, de asta am nevoie, a declarat Larisa Iordache.